și punem la rost. Și punem la rost dacă să începem. Nu, să mai stăm. Domnilor, bun regăsit la Liberia Comunitas Stela Cisungiu. Mă gândeam, venind despre librărie, prefirând cumva evenimentele și întâlnirile noastre de aici, mă gândeam că, de fapt, în mai fiecare seară Humanitas de aici, de la Cisungiu, ar putea foarte bine să stea sub un slogan, sub un mic mesaj și să fie în întregul ei, dincolo de omagiu adus cărții lansate, ori despre care se vorbește, și un fel de omagiu, de întâlniri care se petrec și în jurul câte unui cuvânt cheie. Pentru asta seară, cred că putem cu toții alege, drept cuvânt pe care să-l onorăm, cuvânt cheie, memoria. Și îndrăznesc să vă propun să așezăm întâlnirea noastră sub acest semn al memoriei și cumva și sub mesajul, dacă am dreptul să impun din capul locului un mesaj, să nu cazi în capcana istoriei. De altfel, toată ziua de astăzi a stat cumva la librăria Comunitas de la Cisungiu sub acest semn și sub acest cuvânt, pentru că de dimineață știu că a fost aici o ediție a Fan Clubului, un club de carte și lectură pentru tineri, care a avut în centru un volum înrudit cu Și eu am trăit în comunism, despre care vorbim astă seară. Au fost supraviețuitorii, mărturii din temnițele comuniste ale României și tot despre niște supraviețuitori, chiar dacă nu eroi ieșiți din temnițele comuniste, vorbim și astă seară, cei peste 90 de autori care adunați în jurul ideii extraordinare avute de Ioana Bârbulescu, vin la rândul lor să depună mărturie pe de o parte pentru ce am trăit și să îndemne pe de altă parte să nu cădem în capcana uitării. Și sunt poate că un pic prea excesivă în a face acest elogiu al memoriei și pentru că aseară s-a întâmplat să împice ochii pe burtiera unei televiziuni de știri și să văd acolo scrisă o enormitate, nici n-am stat să văd cui mai aparținea și această enormitate, oricum e grav că ea e lansată în spațiu public de o televiziune. Nu citesc foarte exact, dar cumva mesajul era: tinerii de astăzi nu trebuie să se mai uite spre trecut. Ideea era că putem foarte bine, mersi, trăi robotic, fără să mai știm de unde venim, pentru că dacă tot nu știm de unde venim, înseamnă că nici nu prea știm încotro ne ducem. Deci acest îndemn de a te așeza iremediabil și pe deplin satisfăcut în prezent, mi s-a părut un îndemn primejdios și cred că astă seară, cu această carte, reușim să contracarăm destul de bine acest primejdios îndemn. Tot ca așezare sub însemnele memoriei, vă rog să, așa, în spatele, nerostit, ca un gând nerostit, cumva să acceptați ca această seară să fie dedicată memoriei a două doamne de excepție, pe care le-am pierdut nu de multă vreme, la sfârșitul anului trecut. Antoaneta Raian, care are texte în Și eu am trăit în comunism, sunt printre ultimele pagini pe care le avem de la Antoaneta Raian, și Ani Bentoiu. Știe, cred, toată lumea că
e o lectură obligatorie timpul licenței sa, da. Și pentru că am pomenit-o pe Ani Bentoiu, dinspre ea vin cu un splendid citat, ea spune că n-am fi nimic fără memorie. Și Eu am trăit în comunism e o carte perfect înrudită și care ar fi putut, ar fi meritat să apară dacă Occidentul i-ar mai păsa și de, și de Est și de comunism. Ar fi trebuit să apară într-o serie altfel foarte frumoasă, păstorită de Jacques Le Goff, L'Uomo. E viață de zi cu zi, e viața cotidiană în... Știm cărțile clasice, Grecia Antică, secolul lui Pericle, viața cotidiană la curtea regelui Ludovic al XIV-lea și tot așa. O astfel de carte este Și eu am trăit în comunism. O carte care are, sigur, un, spuneam, peste 90 de autori care și-au dezvăluit identitatea, există și 3 autori care au preferat să rămână în anonimat, dar ea e, până la urmă, cartea unui singur autor, cel care a trecut prin oroarea numită comunism. E un autor care are fie doar câțiva ani, în funcție de vârsta amintirilor, toate amintirile au cel puțin 25 de ani. Unele au peste 60, unele au peste 30, după cum sunt și vârstele autorilor din acest volum. E o carte care nu își propune să judece, dar își propune să nu uite. Și de fapt, cred că tocmai pentru că autorii au acceptat consemnul dat de Ioan Curculescu ca îngrijitor, coordonator al întregului, îndemnul de a se abține de la comentarii, de a se abține de la analize și de la judecată, și să vină cu amintirea, cu faptul mult, cu anecdota, cu flash-ul de memorie. Tocmai în felul acesta, cartea devine o, are exact efect de turnăsol. Placată pe ideologie, atât cât o, așa cum o știm din cărțile teoretice sau eseistice, ea devine o carte care parcă mai abitir decât orice altceva, scoate la lumină monstruozitatea ideologiei comuniste. E o carte, e o carte de citit, de povestit și altora, de... E o carte care ține loc de manual al istoriei comunismului, e o carte care completează perfect condamnarea comunismului, așa cum a fost ea făcută, mai mult sau mai puțin întreg. E o carte care, tocmai prin spontaneitatea amintirii, cred, condamnă și mai bine comunismul. Suntem astăseară împreună cu Ioana Curbulescu, căreia îi datorăm această carte, scurtă paranteză cu detalii editoriale. E o carte lansată în noiembrie la Gaudeamus, foarte tânără așadar, dar ajunsă deja la cel de-al doilea tiraj, ceea ce îmi dă speranță, înseamnă că nu suntem numai decât dispuși să ascultăm îndemnul acela aberant cu neprivitul peste umăr în spate. Victor Rebenciuc, care e și el în volum și care ne va face și o lectură. Andrei Cornea, de asemenea, participant la volum. Și voi trece microfonul deja domnului Andrei Cornea. Poate că voi reveni pentru unele alte lucruri în plus de spus. Mulțumesc! Dragi prieteni, cititor, dar în același timp cred că printre dumneavoastră sunt și coautori acestui volum. Dacă ne-am fi strâns măcar jumătate din coautori, cred că umpleam sala asta. E într-adevăr o carte cu totul remarcabilă, asta nu fiindcă o spun fiindcă sunt și eu coautor, dar pentru că ideea Ioanei Pârvulescu a dat un într-adevăr un rezultat, zic eu, chiar surprinzător, la care aproape că nu te-ai fi putut aștepta. Mi-amintesc că
în anii 70-80, poate adesea mă gândeam și vorbeam și cu mulți dintre cunoștințe, prietenii mei, în acest sens, mi se părea că comunismul, chiar dacă nu e etern, nimic nu putea fi etern, în orice caz nu ne era dat să scăpăm de el într-un timp determinat. Nu făceam parte, recunosc, dintre cei care aveau premoniții și vedeau viitorul și știau că lucrurile nu mai durează mult. Mi se părea cel mult că vom putea beneficia de o perioadă relativă de îmblânzire, așa, de liberalizare, cum se numea, cum am pus să și în anii 60, și că cam asta e tot. Bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și acum, citind această carte, răsfoindu-o, trecând-o așa, citind ce se întâmplă acolo și amintirile tuturor, am exact un sentiment invers. Mi se pare că este imposibil ca acest regim să fi durat atât. Este inimaginabil cum de-a putut să dureze. Pentru că tot ce e acolo, aproape tot ce e acolo, bun, hai să spunem că nu chiar 100%, dar în proporție de 90%, aceste mici bucăți de viață, povestite de 90 și ceva de oameni, dintre care mulți nici nu se cunoșteau între ei, nu aveau nimic de a face, generații diferite, arată un lucru simplu. Acest regim era absurd. Era imposibil. Făcea niște lucruri care erau împotriva propriului lui interes. Nu? În măsura în care interesul unui sistem politic este să se perpetueze, să dureze. Ori, regimul făcea exact în așa fel încât să dureze cât mai puțin, citit acum. Așa că ești un prim lucru pe care îl observ, și anume capacitatea acelui regim de a fi, hai să spunem așa, antinatural. Sigur, cuvântul natural, antinatural, cuvintele astea legate de natură sunt relative, sunt discutabile, se poate băga mult în natură, se poate scoate, nu vreau să fac acum prea multă filozofie aici, dar vă dați seama că nu e așa simplu să definești ce e natură. Dar totuși așa ceva în mod masiv, sistematic de antinatural, cum era comunismul, este cu neputință de imaginat. Și îmi vin în minte două bucăți. Întâmplător, dar să știți voi, chiar întâmplător, că nu m-am uitat la inițiale, dar așa s-a întâmplat. Una este o bucată scrisă chiar de Ioana, în care e vorba de coada făcută de plase, de sacoșe. Sacoșele care sunt, nu știu, poate o citiți, dar pe aceea nu are importanță, e vorba despre sacoșele cu care se ținea rândul la lapte. Da. De obicei să lăsa, pentru cine nu știe, să lăsa de cu seară sau, mă rog, o oră foarte timpurie, pentru că nu se știa când se dă, când se bagă laptele, și atunci le lăsau sacoșe. E, mica, cum să-i spun, amintire a Ioanei, înfățișează această coadă de sacoșe într-o lumină binevoitoare, așa, aparent, și gentilă, drăguță, chiar spunând că a trebuit să fim recunoscători celui care a inventat coada de sacoșe, așa cum suntem recunoscători oricărui mare inventator. Tocmai asta arată antinaturalețea lucrului. Cum adică sacoșele să facă coadă? Ceva absurd, complet. Al doilea eseu îi aparține domnului Gabriel Liceanu aici de față, în care e vorba de o ceapă. Gabriel Liceanu își amintește că s-a bucurat enorm când un prieten, cineva, i-a făcut cadou o ceapă, pentru că nu avea ceapă, nu exista în momentul ăla, nu exista ceapă, nu se găsea ceapă. Iarna aia nu se găsea ceapă. Înghețase și ea, ce se fac. Și cineva i-a dat o ceapă. Ce fericit a făcut. A făcut niște cartofi cu
ceva amestecat. O să povestesc. Ai povestit. Rețeta, rețeta. Da. Și au fost minunați, au fost minunați și după asta se gândește, spune Verdiceanu, că acum când te gândești că poți să alegi între 3-4 feluri de ceapă ca să ai alege. Bun, ce diferență? Iarăși un lucru absurd, adică să nu găsești o ceapă. Nu cum să spune, o ceapă degerată, nici măcar are. Însă, asta sunt două bucăți, puteam alege multe, multe altele. Aproape toate au acest element. Asta mi-a amintit de o vorbă celebră a lui Beru Zilber, comunist vechi, dar om de spirit, care spunea că în România, asta înainte ca comunismul să vină, spunea că în România comunismul va fi o combinație de Stalin cu Caragiale. Foarte multe din aceste bucăți citite dau această impresie de absurd. E adevărat un absurd care are nuanțe. Leagă de a sinistru, sunt și lucruri sinistre, mergând până la ridicol, sarcastic, bun, și chiar umor. Nuanțe de absurd. Până la urmă, însă, rămâne această idee. Cum s-a putut perpetua atâta vreme, la noi 40 de ani, în URSS și vreo 70, cum s-a putut perpetua un regim care se opune vieții? Un regim, în mod evident, opus vieții, în care toată lumea face altceva decât ar trebui să facă. Elevii și studenții, în loc să învețe, sunt pe câmp. Profesorii, în loc să-i învețe, se ocupă cu creșterea vierilor de mătase sau cu nu știu ce altă chestie de asta, cu munca voluntară, patriotică. Studenții, tremurând de fric, își inventează, în loc să fie politehnică, în loc să inventeze, să facă proiecte inteligente și lucruri interesante, găsesc sisteme de a conecta fierul beton din interiorul blocului, din interiorul clădirii cu centrala electrică pentru ca să se încălzească și producă niște chestii acolo teribile. Deci toată lumea face altceva decât ar trebui să facă. Bun, o să citiți și o să vedeți. Ce aș mai vrea să spun este că până la urmă e tonică povestea asta, de fel, deși sigur sunt și multe bucăți destul de sumbre. În general, atmosfera lor e sumbră, pentru că peste tot nu vezi decât, adică nu simți decât clisa, aceea, cenușiu, mizeria, frigul. Sunt foarte multe bucăți care descriu atmosfera asta, cum n-ar face-o nimeni, niciun scriitor mai bine, care și-ar propune să o descrie. Nimic colorat, nimic sonor. Totul este cenușiu, e de neechipuit asta. Sunt câteva bucăți în care memorialistul își amintește că a reușit să iasă în străinătate, cum se zice. A ajuns la Viena, a ajuns undeva în acest loc și a fost copleșit de culoare, de suprafețele lucioase colorate în toate culorile, nu? Lumini, de lumină, spre deosebire de cum era Bucureștiul atunci, cum era țara întreagă, cenușie, maronie, ceva de tipul ăsta. Deci, te întreb cum s-a putut, cum de a rezistat acea vreme. Nu știu, n-am o explicație la îndemână, ca să zic așa, și nici n-am să vreau să o forțez. Cred că unul din motive e că noi înșine, care am trăit atunci, nu ne-am dat seama. N-am fost o fază. Am fost
prea în mare măsură copleșiți de inevitabilitatea. Am căzut în cursa sistemului. Știți că sistemul comunist, marxismul care se aplica, pretindea că este irreversibil și că este o necesitate a istoriei. Era un lucru care se spunea peste tot, la televizor, la radio, la, mai ales la emisiunile de la învățământul social-politic, cum se numea, dar, bineînțeles, în toate, pe toate canalele. Deși respingeam canalele, dar până am acceptat mesajul. Adică ne-am convins, într-un fel, fără să ne dăm seama, că există o inevitabilitate. N-am mai văzut suficient de bine absurditatea lucrurilor. Vestea bună este că am avut noroc și lucrul ăsta s-a terminat. Vestea rea este că iată sunt atâția oameni, mi-e amintit deja de o emisiune, mă rog, nu știu, sunt încă destui, așa zis și nostalgici, dacă n-ar fi decât ei, dar sunt unii pe care, nu știu, n-aș vrea să zicesc că vorbesc urât, dar nu pot să spun altceva decât că sunt idioți. Adică există o formă de idioțenie, nu pot să-i spun nostalgie, nu? Gen Vasile Iarnu, Paul Cernac, poate am văzut niște lucruri de genul ăsta, incredibil. Adică lauda industriei comuniste se făcea șantiere. Unii preiau lucrurile astea în mod automat și spontan, fără să se gândească ce preiau. Bun, nu fac iluzii că această carte va schimba părerea, dar sigur sper că va acționa asupra tinerilor, asupra oamenilor mai tineri, care sunt deschiși, care n-au încă foarte multe idei preconcepute, și care își vor pune niște întrebări privitoare la natura istoriei și la ceea ce am trăit și ceea ce putem trăi și ceea ce s-ar putea să mai trăim dacă nu suntem atenți. Bun, mă opresc aici, dar nu știu dacă e lemn, Bun. Cu rădâința domnului profesor, eu i-aș trimite pe cei care la rândul lor încearcă acest sentiment de mirare al lui cum a fost cu putință un atât de lung comunism peste 4 decenii. Îndrăznesc cel puțin 2 recomandări de lectură care să risipească nițel din această mirare. Foarte bune explicații se găsesc în o idee care ne sucește mințile, cartea semnată Andrei Breșu, Gabriel Licean, Horia Roman Patapievici. Înțelegem de acolo cum de a fost cu putință și mai cu seamă înțelegem cum de încă este cu putință, ca unii să-și lase mințile sucite de astfel de ideologii. A doua carte, care cred că chiar în finalul ei dă o bună explicație, e a lui Lucian Boia, Mitologia științifică a comunismului, care se încheie, cred că de data asta citez exact, cu următoarea frază. Comunismul a fost o capcană și, ca în orice capcană, e mai ușor să cazi și mult mai greu să ieși. Deci despre această mișcare de căzut, căzut cu ușurință, ieșit cu dificultate, e vorba, cred, în aceste peste 4 decenii. Da, sigur, așa este. Însă eu mă refeream probabil și la altceva, în fine, n-am fost foarte clar. Din această carte și, bineînțeles, și din alte lucruri pe care le știm, ai sentimentul că acest regim, bun, să-i spunem comunism, putem să-i spunem oricum, acest regim, de fapt, nu stătea pe nimic. Nu avea o bază economică adevărată. Era improductiv, de unde și colapsul finalmente, dar acel colaps era imprevizibil pentru cei mai mulți. Nu ne gândeam, acum sigur suntem toți deștepți și știm
Îngem, să nu mai am numerăm ce am boia. Acum e foarte ușor să găsim capcana și să ne dăm seama, dar atunci nu ne dăm seama, eram niște naivi, nu știu. Și câteva accente în plus aș ține de asemenea să pun pe ceea ce Ioana Turgulescu în prefață numește firul roșu, roșu nu întâmplător al acelor vremuri, și anume absurdul. Domnul Cornea deja a vorbit despre cât absurd impregna viețile noastre atunci. Aș adăuga aici câteva cuvinte despre felul în care absurdul intrase în ceea ce avem mai la îndemână cu toții, limba pur și simplu. Așa s-au născut din absurd, s-au născut sintagme cu totul și cu totul aberante, niște monștri lingvistici, ca să-i numesc așa, de tip muncă voluntară, cred că Ioana Turgulescu numește acest oximoron rostit de, cred că Ion Stratan, Ion Stratan. Așa s-au născut lozinci de tip lupta pentru pace, cred că în textul domnului Linceanu e vorba de USR, bastion al păcii, e. URSS. Nu știu ce am spus. USR. Am și eu războaiele. Bastioanele mele. Dar tot acest absurd trecea și în registrul comic. Aflăm din carte cum cineva iese în toiul nopții undeva deasupra Bucureștilor și se întoarce spunând că a contemplat bezna anilor lumină. Așa se face că mergând pe 1 mai vezi un magazin pe care scrie ciuperci și dedesubt nu avem ciuperci. Așa se face că o bătrână, în toată naivitatea ei, întrebată ce e acela un comunist revoluționar, spune că e un om ascultător, care nu face niciun fel de probleme. Absurdul contaminează toate feliile de viață. Absurdul e efectul a ceea ce, cred că într-o idee care ne sucește mințile, e numit minciuna ontologică, o stilistică a cotidianului în permanență afectată, mâncată de absurd. Și tot de absurd mă leg, ca înainte de a ruga pe Ioana Turgulescu să ne spună ce a avut în gând până la capăt cu această carte, tot de absurd mă leg ca să vă atrag atenția asupra capitolelor. Sunt 19 felii de cotidian, cum spuneam, în clar, plus un capitol de diverse. Și să fiți atenți cum fiecare pagină care are câte un titlu ce ne anunță în ce felie de viață vom intra, fie că e acasă, fie că e serviciul, timpul liber, sărbătorile, călătoriile, cozile, coada e un personaj, la fel cum școala foamei pare să fie o școală obligatorie în comunism, împreună cu școala frigului, că suntem la facultate, munci agricole, vacanță, la medic, că suntem îndrăgostiți, că uităm de îmbrăcat, de încălțat, de mâncat, de băut. Toate aceste capitole au și câte, așa, un scurt text și cred că Arcadia apare în fiecare prezentare a fiecărui capitol. E comunismul ca Arcadie pe dos. Luna pe dos e o sintagmă pe care a folosit Tomicea Cărtărescu la lansarea de la Gaudeamus. Așadar, o Arcadie pe dos, o lume cu sufletul cu susul în jos, o lume una peste alta absurdă. Iată firul nu întâmplător roșu, cum spune Ioana Corbulescu. Și țin să mai citez câteva cuvinte care iarăși mi s-au părut esențiale pentru bună înțelegere a cărții din prefața Ioanei Corbulescu.
am insistat cu toții pe faptul că aici avem felii de viață obișnuită, viață de zi cu zi, viață cotidiană. Ioana Curculescu are o formulă genială. În comun, asta se întâmplă în această carte, pentru că în comunism banalul e cel mai spectaculos lucru. Ioana? Da, eu aș mai adăuga doar, apropo de felul de organizată cartea, există și un foarte spectaculos glosar de termeni la sfârșit, cu termenii iarăși absurzi, de gen nechezor și alții. Trebuie citit ca atare, e spectaculos și sunt fotografiile, da, care deschid fiecare, da, care deschid fiecare capitol și sunt foarte expresive. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur că sunteți aici, alături de noi. Când a spus Lilia Bodea că ne adunăm în jurul câte unui cuvânt cheie important, mi-a fost teamă să nu spună comunism. Nu, a spus memorie și m-am bucurat că a spus acest cuvânt. Am să mă leg puțin de ce au spus antevorbitorii mei și aș adăuga, Lidia, la cele două doamne pe care le-ai menționat și mă bucur că ai spus numele lor aici, și aș adăuga-o și pe Monica Lovinescu. M-am gândit de multe ori cât s-ar fi bucurat Monica Lovinescu de această carte. Cred că efectiv ar fi fost un cadou pentru ea și chiar dacă nu a apucat să o vadă, țin să o menționez aici, mai ales cartea a apărut în ajunul zilei ei de naștere prin acea întâmplare care poate fi numită providență. În ce privește pe Andrei Cornea, aș vrea să spun că n-aș fi atât de sceptică și de pesimistă. Eu cred că această carte poate avea efect și spun lucrul acesta, deci cred chiar că ea va influența cât de puțin, dar va influența în bine gândirea, să zicem, generațiilor mai noi, tocmai pentru că ea nu-și propune nimic, nu manipulează, ci doar reflectă viața de zi cu zi. Am avut ecouri foarte bune de la oamenii tineri care au citit-o și chiar urmărind presa și deci radio-ul, televiziunea, chiar mediile online, în lunile care au urmat după publicarea cărții, având urechea formată în sensul că știam exact ce este în carte, pot să vă spun că s-a schimbat complet curentul. În timp ce înainte auzeam într-adevăr foarte des, foarte multă lume regretă Parisul comunist. E unul din regretele maxime pe care le-am auzit. La un moment dat se găsea un parizăr destul de bun, recunosc, mai ales în foamea aia care ne era în permanență atunci, puteai să duci. După aceea a dispărut parizărul de mult. N-a mai fost nici urmă de parizăr, așa că nu știu ce regretau oamenii. N-am mai auzit lucruri din acestea și, din potrivă, întâmplător, am auzit la o emisiune TV că o divă din asta falsă a spus ceva de tipul că regretă comunismul și pe Facebook au sărit toți în capul ei și au spus de ce ai trăit în comunism, știi măcar cum a fost și deci au contrazis-o cu argumente foarte puternice. Oameni care nu neapărat sau sigur nu erau legați direct de această carte. Deci mie mi se pare că e o carte care deja a început să schimbe mentalitatea oamenilor, care se adaugă într-adevăr celorlalte cărți scrise despre comunism sau despre schimbările pe care le-a adus și că încetul cu încetul lumea își va face o idee corectă despre ceea ce a fost. Eu, ca să nu repet ce am spus la lansare și la diversele interviuri pe care le-am dat, mi-am sistematizat câteva motive pentru care cred că această carte
chiar merită să fie citită. Și se întâmplă că încep tocmai cu memoria. Întărește memoria și deslușește istoria. Creează un sentiment de solidaritate autentică, pentru că toți autorii fac corp comun împotriva relelor istoriei. Deși lumea de azi are defecte uriașe, între care și pierderea urgenței solidarității, citind cartea îți dai seama și de uriașele calități și posibilități ale prezentului, astfel că te simți mai confortabil în viața de zi cu zi de azi. Pentru că e o lectură dostoievskiană aproape. Plângi, râzi, îți pui întrebări. Pentru că e și o lectură ioneștiană, adică absurdul, locul în care râsul și plânsul se întâlnesc, este firul acestei cărți. De dragul celor 95 de autori, unul mai bun scriitor ca altul, și profit să le mulțumesc și celor care sunt în sală și celor care nu sunt, pentru că autorii Humanitas, cunoscuți și iubiți de public, își arată aici viața de dinainte de a fi cunoscuți și iubiți de public. Studentul Andrei Pleșu, elevul Cărtărescu, dus la miliție, Gabriel Liceanu ca fiu și ca tată, domnul Victore Benjuc, înainte de memorabilul gest cu hârtie igienică dusă și pusă pe masă la televiziune, de care mulți dintre dumneavoastră își amintesc, în conflict cu administrația și cu miniștri. Studentul și proaspătul cercetător Irne Lazografi, fiziciana și nu redactorița Oana Bârna, Andrei Cornea cu soția lui în lustrează la hotelul Aro din Brașov, regretata Antoaneta Ralian, prelucrată la departamentul de cenzură la care lucra. Prima zi de școală a Anei, fata lui Dance Mihăilescu și a Taniei Radu. Vizitele arhitectei Gabriela Tabacu pe la cei proaspăt mutați la bloc, de la casă la bloc. Eleva Liliana Samuel Donose, Lidia Podea cățărându-se în copaci. Elevii Cătălin și Cristina Cioabă. Pioniera Ioana Bot, Florin Bican, care renunță să mai meargă la biblioteca engleză, Rodica Zafiu, profesoară la Ciorogârla, aventurile prin care trece Andrei Oișteanu la plecarea din țară, moartea tatălui lui Horia Roman Patapievici, sau episodul ascultării lui Elia de la Europa Liberă. E însă profesoară la Roata de Jos, dusă la miliție pentru că am vândut mărțișoare și câte și mai câte. Un alt motiv. Pentru că citind aceste episoade, te recunoști, îți vin o mulțime de altele în minte, mai absurde, mai întunecoase și mai comice. Trebuie să spun că după ce am vorbit cu oamenii legat de această carte, n-a existat om să nu-mi povestească pe loc câte un episod și, bineînțeles, că am regretat că n-am apucat să-l pun și pe acela în carte. Pentru poveștile necunoscuților, necunoscuți ca scriitori din această carte excepțională, și mă voi rezuma numai la doctori, Cătălin și Consuela Vasilescu, Nicolae Rednic, are un episod genial cu televiziunea văzută la Cluj, mă rog, un meci văzut în pădurea de la Cluj, Anca și Cornel Marinescu, Simona Tivadar, Martinez Martin. Pentru episoadele feminine tulburătoare sau spiritul de observație empatic al femeilor, anonima care a avut curajul să povestească cel mai cumplit episod al cărții, avortul în timpul comunismului, nașterea povestită de Mihaela Coman, pentru relatările Micaelei Ghițescu și ale Monicăi Pilat. Pentru partea pur literară a acestei cărți. Știu că s-au mai scris, dar acesta este pentru mine romanul adevărat al comunismului. Viață pură, fără nicio notă falsă și totuși literatură de cea mai bună calitate. Pentru marile teme ale cărții, de pildă cum era repartiția în comunism
Și permiteți-mi să vă amintesc gluma care circula pe atunci printre studenți. Puteai fi repartizat în localități prin care trece trenul. Puteai fi repartizat în localități din care se aude trenul sau puteai fi repartizat în localități în care s-a auzit de tren. Și în fine, ultimul motiv, pentru că le-a plăcut tinerilor și pentru ecourile pe care le-a generat la multă lume, dintre care două se repetă. Deci am primit o mulțime de scrisori și mi s-a spus așa, că este o carte care ar fi bine să fie inclusă în programă la istorie sau la română, între lecturile facultative, și că ar trebui să fie tradusă. Trebuie să știți că am făcut și un sacrificiu de tip simbolic pentru această carte. Fiecare capitol care se încheie cu fraza despre care vă spunea Lidia Bodea cu Arcadia avea o prezentare la care m-am chinuit foarte mult, cel mai mult m-am chinuit la această prezentare, o prezentare de o pagină întreagă și doar ultima frază e cea care a rămas acum, dar la sugestia redactoriței, precum și a lui Vlad Zografi, am renunțat la acele pagini pentru că ei au spus că s-ar complica o structură deja complicată a cărții. Cu răceală m-am uitat la texte și le-am dat dreptate și le mulțumesc chiar că mi-au spus-o. Așa că am sacrificat ceva, chiar și eu, ca această carte să fie bună. Să nu vă supărați pe micile pasaje pe care le-am tăiat din același motiv, ca să eliminăm burțile, cum se spune în jargon scriitoricesc. Cu această ocazie mi-am încheiat micul meu speech și l-am lăsat pur la bon bouche pe domnul Victor Benjuc, așadar pe cel care a făcut acel gest atât de răsunător într-o televiziune. Nu înainte de a le mulțumi Lidiei Bodea și lui Andrei Cornea pentru foarte bunele și adevăratele cuvinte pe care le-au spus despre carte. Acum asta... Da. Atunci, unul dintre autorii cărții, domnul Gabriel Liceanu, spune câteva cuvinte, după care domnul Rebenjuc va citi câteva fragmente. N-am avut intenția să vorbesc pentru că nu puteam fi stârnit înainte de a auzi ce au spus ceilalți. Însă ascultându-i, simt o irepresibilă nevoie de a adăuga câteva lucruri. M-a stârnit mai cu seama speech-ul lui Andrei Cornea. El a pus câteva întrebări la care cred că ar exista, ar încăpea nuanțele unor răspunsuri suplimentare. A spus, ceea ce uimitor în comunism este că e nenatural. Dar de ce e nenatural? Alain Besançon, care în inima mea este unul din cei mai importanți gânditori ai Occidentului contemporan, a dat un răspuns la această întrebare. Și mi-a lămurit ceea ce am trăit o studenție întreagă și o viață întreagă, mi-a lămurit în ce măsură mintea noastră stătea pe un sofism uriaș. El spune, ați învățat cu toții la școală că există niște orânduiri sociale. Comuna primitivă, sclavagismul, feudalismul, capitalismul și socialismul sau comunismul. Ori, spune Alain Besançon, fiți atenți, n-are nicio legătură comunismul sau socialismul cu celelalte societăți. Niciuna. Pentru că în cazul celorlalte,
E vorba de societăți care s-au născut printr-o istorie organic-naturală, pe când în cazul comunismului este vorba despre un regim politic. Deci, atenție! Părinții socialismului științific, cum era numit în facultate pe vremea noastră, au practicat un sofist care a intrat vertical în mințile noastre. Pur și simplu ne-a întunecat mintea. Comunismul nu a reușit printr-o lovitură de stat, n-a avut nicio alură de necesitate cum au avut decurgerea celorlalte faze ale istoriei societății umane. Deci a fost pur și simplu o întâmplare de tip politic care a fost introdusă prin fraudă mentală în matca istoriei. În matca istoriei cu structurile ei sociale, ale societăților. Deci noi n-am trăit într-o societate, am trăit într-un regim politic. Atenție, o mare deosebire. Generații întregi, secole, au trăit într-o societate. În capitalism, de pildă, sau în feudalism. Dar noi am trăit câteva, o generație, două, într-un regim politic. Asta este primul lucru care merită spus. Acum, în al doilea rând, de ce e nenatural? Păi e nenatural pentru că, cred că ai amintit asta, Andrei Cornea, întreagăt, dacă ar exista singur pe glob, în clipa de față, ceea ce s-a numit socialismul, omenirea ar muri de foame în câteva luni de zile. Deci planeta s-ar depopula automat. Pentru că un sistem imaginat prin inginerie și utopie politică nu poate asigura viața economică a oamenilor, conviețuirea lor economică, crearea, creația prin concurență, obținerea inventivității, progresul. Comunismul a trăit prin parteneriat cu capitalismul, înjurându-l, spunându-l că vrea să-l distrugă și depășească, dar a parazitat pe corpul economic al lui. Este importantisim să înțelegem asta. Dacă citiți cărțile spionilor fugiți din sistemul comunist, care aveau acces la ghișcerele regimului, cu toții spun că orientarea fundamentală, începând cu RSS-ul și cu țările din Est, orientarea specială a serviciilor de spionaj era către spionajul economic și tehnic. Citiți cartea lui Pacepa, ultima pe care am scos-o, nu știu cum se numea, Dezinformarea, mi se pare. Să vedeți în ce măsură Ceaușescu a reușit să facă afaceri mărețe furând anumite tehnici de vârf din domeniul agriculturii, chipurilor și așa mai departe. Așadar, lăsat singur pe lume, repet, am murit o planetă întreagă, dar s-ar conduce după regulile economiei socialiste, ar dispărea de pe Pământ. Absurd, ai spus în al doilea rând. Și cu toții din cei care au vorbit despre absurdul cu pricina. Mie mi-a plăcut enorm lansarea de la Târgu de Carte, în speță felul în care a vorbit Mircea Cărtărescu cu aerul lui naivo, infantil, adolescentin, spunând, este o lume teribil de absurdă. Pur și simplu trebuie să vă imaginați omenirea mergând dintr-o dată cu capul în jos și cu picioarele în sus. Deci despre asta e vorba. Tot ce citiți în cartea asta e mersul nostru, alora care am trăit atunci cât o fi trăit fiecare, cu picioarele în sus și cu capul în jos. Și el dădea exemplu pe care l-a amplificat prin fantezia lui cu povestea cu dresoarea de la circ, care avea șerpi boa, cu asta își făcea numărul, și pe care i-a luat de acasă, că i-a luat de la circ, pentru că era prea frig și n-aveau condiții. Și ca să nu-i moară șerpii pe care îi adora, i-a adus acasă. Și amplifica Mircea Cărtărescu, o să ne spună Ioana ce făcea în povestea adevărată, dar eu vă spun ce făcea în povestea lui Mircea Cărtărescu. Dresoarea le făcuse niște găuri în pereți ca să poată să stea în căldura
zidurilor pe unde treceau țevi de apă caldă, ca și cum ar fi existat apă caldă. Și așa șerpii toți stând în pereții casei au reușit să treacă iernile. Adevărat e, Mircea Cărdărescu, pe semn că citind povestea a simțit nevoia să-și pună genul fantast în scenă, adevărul e că șerpii au fost luați acasă. Deci, când auzi asemenea povești, sigur că ești într-un univers absurd. M-am gândit, iarăși, când citești povestirea, m-am uitat și la cuie, lui Vlad Zografi, care trăiește la un moment dat, nu mai țin minte unde, la Măgurele, sau e dus undeva la... La Mioveni. Și îți povestește cum dimineața, când se ducea la baie, la closet, la toaletă, era o rangă alături de closet ca să poți să spargi gheața care se făcea peste noapte. Deci, ca să folosești closetul, trebuia întâi să spargi o rangă gheața. E verosimil? Nu e. E absurd. Am gândit sigure senzoriale. Andrei Cornea a vorbit de cerușiu. La un moment dat, când mi-am controlat primele senzații legate de comunism în memorie și mi-am notat în diferite locuri, în cărți. Am trei sigle senzoriale. Prima ține de frig. Cineva mi-a spus frigul domină această carte. Frigul. E leitmotivul. Pentru mine, prima siglă care mi-a rămas de mic, din copilărie, pe creier, este legat de acromatism. Ceea ce tu numai cenușiu. Gândiți-vă, cei care ați apucat lucrul ăsta, în ce univers fără culoare am trăit? Hainele bărbaților. Ale femeilor mai puțin. Pentru că, prin natura lor, înveseleau cumva ceva. Deși în anii 50 n-aveai din ce să înveselești. Acromatismul. Casele, filmele, lipsa reclamelor, îmbrăcămintea, totul în culori cenușii. O altă senzație, o altă siglă era olfactivă, mirosurile urâte. Transpirația în mijloacele de transport în comun. Petrosinul la școală, în cazărmi, acasă, când făceai curat de Paști și de Crăciun. Mirosul urâte. În sfârșit, și cu asta am terminat, aici vreau să ajung într-un mic dialog cu Andrei Cornea, cum de s-a putut așa ceva, întreba el. Oarecum, implicându-ne, nu ne-am prea dat seama de absurdul lucrului. Aici aș spune două lucruri. Primul, cei care nu și-au dat seama la început, să zicem, idealiștii, comuniștii din ilegalitate, etc., au trăit o utopie paradisiacă, de tip paradisiac terestru, iar cei care astăzi, dacă mai face cineva cu bună credință, sau pe glob, unde se face cu bună credință în țări, care, nu știu, în America Latină, sau mai cu seamă, care se mai joacă cu această utopie super periculoasă, o fac pentru că suntem, prin natura noastră, tentați de absolut. Am vrea să trăim splendoarea, fericirea ultimă, etc. Uitând că pe pământ nu suntem în condiția paradisului. Și că niciodată absolutul nu se obține în condițiile de aici. Mă rog, fiecare e liber să creadă că se obține undeva. Dar aici sigur nu. Ori, trăind într-o societate fatalmente imperfectă, oricât de bună ar fi, oricând va exista loc pentru a aspira către ceva mai înalt. Deci felul în care se ajunge aici, să zicem, la început, e pe drumul ăsta. Alminteri, odată instalat în absurditate și dându-ți seama de oroarea în care a intrat, Andrei Cornea te întrebai, și asta n-am înțeles, n-am văzut absurditatea, ei și, dacă am văzut-o ce? Am văzut-o
Dar teroarea era mijlocul prin care lucrul ăsta nu putea fi contracarat. Deci cum ne-am trăit așa ceva? Nu pentru că am căzut într-o capcană, ci pentru că am fost băgați în ea, nu într-o capcană, ci într-o oroare. Și pur și simplu, pentru că odată intrat în ea, nu se mai iese decât prin noroc. Credeți că cei din Coreea de Nord, în clipa de față, își pun problema că s-au pomenit într-o absurditate fără să-și dea seama? Dumnezeule, de ce noi ne-am dat seama? N-am seama de la 4 ani că trăiesc într-o absurditate. Mă rog, exagerez de la 6. Deci problema nu e că te pomenești într-o altă. N-ai nicio răspundere pentru ea. Pentru că sub teroare, din teroare nu se iese. Prin voință și prin sacrificiu, într-o societate atomizată, în care masă critică nu se face. Asta am vrut să spun. Și în final, pentru că să terminăm în tonul paradoxal de bine dispus al cărții, dacă pot spune așa ceva. În orice caz, senzația nu e de depresie după ce citești cartea. Nu ești cuprins de depresie, ci, mă rog, de tot amestecul pe care s-a vorbit aici. Mă gândeam că există, ai spus de anumite cuvinte care erau pervertite, sau de un anumit idiom pe care nu-l înțelegeam decât noi, pentru că era născut dintr-o experiență unică. Și mi-am zis, ce interesant, când se naște o experiență atât de bine închisă în ea însăși, e foarte greu să mai traduci o carte care face apel la lucrurile astea. Cărtărescu a folosit în Orbitor, la un moment dat, vorbește de frații pătrăuși. Ar fi interesant să ridicăm mâna să întrebăm câtă lume din sală știe ce erau frații pătrăuși. Pui. Erau doi pui. Extrem de supli. Aveau niște siluete. Erau longilini. Fii glosat. Și erau vineți galbeni și osiformi. Și luai, pentru că nu puteai să iei unul, că era un fel de băț, spuneau doi. Și eram la pachet. Și poporul, cu umorul caracteristic momentului, i-a numit frații pătrăuși. Frații pătrăuși erau doi interpreți de muzică populară. Acum ajung. Ei știți ce erau? Erau interpreții remarcabili cu tot, al cântecului și așa beau oamenii buni. Acum, când m-am uitat recent pe YouTube, ca să-mi aduc aminte, săracii, de ce ar fi? Erau chiar așa. Asta e, s-au pomenit cu destinul ăsta, frații pătrăuși. Cum o fi tradus în germană, în franceză, în engleză, frații pătrăuși? Vă spun că și în Heidegger sunt termeni intraductibili. Dar și frații pătrăuși în contextul ăsta e intraductibil. Asta am vrut să spun. Am plăcerea să-i dau cuvântul acum domnului Victor Rebenciuc, mulțumindu-i totodată domnului Gabriel Liceanu pentru această intervenție nepusă pe afiș și cu atât mai plăcută. Iar domnului Rebenciuc aș vrea să-i mulțumesc că a fost dintre acei actori, era să zic autori, e și autor, dar dintre acei actori care nu are ce să-și reproșeze, care nu a recitat la momente solemne și pentru noi publicul contează foarte mult acest lucru. Nici nu visam eu că voi fi vecină aici la Cismigiu cu domnul Victor Rebenciuc, un actor pe care întotdeauna l-am admirat pentru acest lucru. Și pentru tot restul, bineînțeles. Sărmă, vă mulțumesc. M-ați spus într-o situație dificilă. Aș citi toată cartea, dacă am avea timp. Am ales câteva fragmente, 3 fragmentele. Primul pe care îl citesc se numește Încercare de racolare. Pentru că o să vedeți care e o rațiune pentru care am ales. În primăvara anului 1985 m-a căutat la telefon un domn care s-a prezentat a fi
de la Pașapoarte. Și m-a invitat să ne întâlnim la romanța copiilor, la coloane. M-am dus îngrijorat de ce aș putea păți, pentru că în Germania fiind, plecasem în Olanda și Franța, fără viza românească. Dar de ce mă chema în oraș și nu la Pașapoarte? Era un tip de 35-40 de ani, capitan sau major, bine hrănit, în civil, cu costumul blămarin din dotare, probabil cu număr de inventar, cu pete de supă pe cravată. Mi s-a recomandat Andrei, Tom Andrei, cum aveam eu să-i spun în sinea mea. E posibil să fi fost capitan Opera Nicolae, care, după cum am aflat prin anul 2003, din dosarul meu de securitate, mă lucra informativ la acea dată. Mizând probabil pe foamea generalizată din anii 80, Tom Andrei m-a invitat insistent să servim ceva la restaurantul de alături, Havana. L-am refuzat. Voiam să evit atmosfera destinsă, familiară. Până la urmă, am acceptat să stăm într-o cafenea. La cafea, îmi tot oferea 100 de coniac și țigări. Bineînțeles, Kent. Săracul de el ar fi vrut să servească o friptură și un coniac pe banii instituției, dar eu refuzam demn ca partizanul sovietic. Rememorând acum situația, îmi pare un episod tragicomic, dar atunci îmi tremurau genunchii sub masă. Tom Andrei m-a luat pe departe, că îmi cunoaște preocupările, că știe că aștept să-mi apară o carte nouă, că a terminat aseul unde a făcut filozofia cu Ludwig Grünberg, o altă formă de a-mi spune că am mai citit și noi câte ceva, că știe că frecventez biblioteca americană și pe cea franceză și că, încălcând legislația, trimit articole în străinătate pentru a fi publicate. Că știe că Mircea Eliade îmi trimite scrisori laudative, etc. Exact în acest moment mi s-a făcut frică. Zâmbetul ironic din colțul gurii mi s-a transformat în grimasă. De la un ton insidios, tipul trecuse la unul deschis. Devoalarea unui fapt grav, violarea corespondenței, nu putea anunța decât un alt fapt grav. Tom Andrei a continuat spunându-mi că știe că în ultimii ani am vrut să călătoresc, dar n-am putut. Că lucrurile se pot schimba. Veți călători mai mult decât vreți, mi-a spus. Că ei au nevoie de oameni de încredere în străinătate, în rândul de migrații românești și mai cu seamă pe lângă intelectualii din exil, care prezintă o imagine denaturată a României. Am refuzat spunând ironic despre diviziunea socială a muncii. I-am spus că nu eu, scriitorul, ci el, ofițerul de securitate, are abilități profesionale pentru astfel de activitate. A zâmbit, vrând să spună ceva de genul, nu vă uitați la mine cum arăt? Apoi a ținut un fel de curs scurt al lucrătorului de securitate. În astfel de cazuri, mi-a spus, esențială este credibilitatea. Nu el, ci eu aș fi fost un agent credibil. Scriitor, nemembru de partid, rude în străinătate, prieten printre românii din exil, cu unii dintre ei v-ați văzut în recenta dumneavoastră călătorie, cu Ioan Petru Culianu la Gröningen, de pildă cu Sorin Alexandrescu la Amsterdam, urma să vă vedeți și cu Mircea Eliade la Paris. De însă vă apreciază foarte mult. Vă propunem să mergeți la Universitatea din Chicago. Avem nevoie de un agent de influență în preajma dânsului. Veți semna cu noi un scurt angajament, e o simplă formalitate. Cred că atunci m-am albit la față. Situația devenise insuportabilă. Rulam prin minte diverse motive pe care le-aș putea invoca ca să le refuz. Cu un nod în gât am spus ceva de tipul nu pot, nu mă pricep la de-astea, n-am timp, lucrez la o carte. M-am ridicat în picioare, am biguit un salut și am plecat grăbind pasul. Agil, Tom Andrei, m-a urmărit, m-a ajuns din urmă pe stradă și peste umăr mi-a spus nu vă grăbiți să spuneți nu. Aveți familie, carieră, mai gândiți-vă. Arșiv individul.
mi-am zis, a lăsat problema trecut, incertă, ca să poată reveni. În plus, a aruncat o umbră de amenințare. Eram revoltat și umilit. Eram furios și pe mine, pentru că folosisem o formulă moale de refuz și pentru că nu avusesem curajul să-i spun adevărul în față. Acasă, cu soția mea, îngrijorați, am trecut în revistă posibilele urmări. Cu siguranță că nu voi mai călători în Occident, probabil că volumele mele nu vor mai fi publicate, e posibil să mi se însceneze ceva pentru a fi șantajat și așa mai departe. Timp de mai multe luni, Dom Andrei a revenit de câteva ori la telefon cerându-mi o nouă întâlnire. De fiecare dată am spus că nu văd rostul, de vreme ce răspunsul meu rămâne același. Mă întreb ce a determinat să mă aleagă tocmai de mine. Probabil că a contat corespondența cu Eliade, mai ales scrisorile din anii 84-85, în care se oferea să mă ajute să public în Occident. Era o perioadă în care Eliade devenise foarte important pentru regimul Ceaușescu. Voiau să-l aducă în vizită în România ca un act de creditare a regimului. Slavă Domnului că Andrei a lucrat neprofesionist. Nu și-a pregătit suficient atacul, nu mi-a cunoscut portretul psihomoral și nu a avut niciun as în mânecă, vreun element de intimidare, de șantaj. Eu eram curat. Dar se putea fabrica ceva, orice inculpare. Cu siguranță că și după Andrei a fost conștient de faptul că a participat la o misiune eșuată. Singurele informații care apar despre acest episod în dosarul meu, cu numele în cod Oană, sunt conținute într-un raport din al doilea dosar de urmărire informativă 84-87. Capitanul Oprea Nicolae, prosibilul Dom Andrei și colonel Ban Chioan, șeful serviciului, încearcă să prezinte situația într-o lumină convenabilă pentru ei. După verificările întreprinse prin mijloacele muncii de securitate, rețea informativă S și TO, s-au efectuat câteva contacte pentru a se stabili dacă Oană se pretează și este util ca sursă în domeniul oamenilor de artă. Oană a avut corespondență cu Mircea Eliade, care l-a sprijinit în redactarea unor cărți și articole. A rezultat că Oană este o fire retrasă, puțin comunicativă, pasionat de probleme literare, specialist în istoria religiilor și datorită unor concepții influențate de preocupările sale, nu se pretează pentru munca informativă. Telegrame se numește următoarea. În fiecare an, de 26 ianuarie, de ziua tovarășului, ziarele erau pline cu telegrame de felicitare trimise de toate județele, de toate instituțiile și având cam același conținut. Textele erau culese pe coloane, astfel că un rând cuprindea doar câteva cuvinte. Într-una din nopțile acelea, la ziarul România Liberă, paginile de telegrame erau gata, corectate, periate, ilustrate, numai bune de trimis la tipar, când din biroul unui redactor șef adjunct s-a auzit un răcnet. Acesta a năvălit afară, fluturând prima pagină și a tunat către redactorul de serviciu. Citește cu voce tare, primul rând! Acesta s-a executat și a citit. Urându-vă, asemenea întregului nostru popor, urându-vă! Adică urând! Îți dai seama că săream în aer cu toții, a strigat supervizorul, în timp ce redactorul de serviciu a înveimat și continuarea. Multă sănătate și fericire. Prea târziu, lumea citește numai primul rând, a lăbărit supervizorul, și ne nenorocean. În consecință, în ultima clipă, după primul rând, a fost schimbat cu vă urăm, asemenea celorlalți. A doua zi, când s-a aflat întâmplarea, toată lumea a încremenit, înțelegând din ce pericol am scăpat. Adevărul ne trecuse ca glonțul pe la urechi. Pacea. În vara anului 1986, în seziune, învățam la Bogdan acasă.
Mama lui era învățătoare și ca să ne înveselească ne-a povestit ce pățise odată la serbarea de anul nou a elevilor ei de clasa 3. Mă luase în vizor inspectorul școlar, mare membru de partid, pentru că la ore nu le povesteam copiilor mei despre tovarășul, nici despre luminata lui Zosie și nici măcar despre partid. Așa că venise la serbarea școlară ca să mă prindă că nu am introdus poezii pe temele favorite ale regimului. Și chiar așa era. Copiii au recitat poezii despre iarnă și, mare curaj pe mine, îi învățasem un colind. La sfârșitul serbării, inspectorul se ridică în picioare supărat și roșu la față, nu îi dădea mâna să mă apostrofez înaintea copiilor și părinților, se pune pe ținut o cuvântare despre minunatul nostru partid, lupta comuniștilor și marele conducător. La urmă, le cere copiilor rugători să recite o poezie despre pace, măcar despre pace. Se vedea că îi stătea în gât totul, pentru că, pe de-o parte, copiii nu înțeleseseră nimic din perorația lui, iar pe de alta, părinții îi erau aproape pe față ostili. Copii, pacea este unul dintre cele mai bune lucruri pe care ni le-a adus nouă partidul și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu se poate să nu știe nimeni o poezioară despre pace. Ia să vedem. Hai, cine știe și vrea să iasă în fața clasei și să recite? Nimeni? Liniște. Dragi copii, vă rog să cred, nu pot să cred că voi nu știți nicio poezie despre pace. Ia să vedem, aveți curaj, că știu sigur că ați învățat la școală, măcar una. Nimic? Liniște. Din ce în ce mai strânjenitoare liniște. Când, la un moment dat, o fetiță din ultima bancă ridică timid mâna. Așa, bravo, fetiță, știam eu că voi știți poezii despre pace. Vrei să ne spui una? Da, răspunse fetița și vine în fața clasei. Inspectorul îi face loc în față și privind lacit către mine, se proptește victorios în spatele fetiței, care îi face semn să înceapă. Pace, pace, între două dobitoace. Dobitocul cel mai mare... Am oprit înainte să apuce să spună, ești chiar tu. Mă adaug și eu pe lista celor care îl admiră și eu v-ai mulțumit pentru nemaipomenitele lui roluri, domnului Victor Rebenciuc. Și profit că e aici ca să aduc aminte că îl puteți lua acasă pe domnul Victor Rebenciuc. Ca autor al lecturii unor audiobook-uri Humanitas Multimedia și am ales doar două pe care vi le arăt scurt pentru că la rândul lor pot să stea pe raft cu Și eu am trăit în comunism. Mai cu seamă Ferma animalelor, lectura Victor Rebenciuc, cum spuneam, și o bijuterie de carte, o bijuterie de audiobook, cred că și domnul Rebenciuc l-a iubit mult la vremea lui, Andre Machin, muzica unei vieți. Deci îl puteți lua acasă și pe domnul Victor Rebenciuc, dinpreună cu Și eu am trăit în comunism. Vă mai rog să fiți un pic atenți la jocul copertelor 1-4. O să încerc eu să fac o demonstrație aici, căci nu știu dacă toată lumea a apucat să-și întoarcă cartea. Vedeți că piesa începe cu un bec stins în beznă. Școala Întunericului a fost și ea o școală în comunism, pe lângă Școala Frigului, Școala Foamei și Școala Fricii. Dar când veți închide cartea, veți descoperi că becul se aprinde, becul arde. Și mă întorc în încheiere pentru a prefața sesiunea de autografe și aveți aici autori pe alese de la care să luați autograf, citind de pe coperta cu becul aprins. O carte care te face să plângi, să râzi, să gândești. Întărește memoria și se recomandă în special cuiducilor. Vă mulțumesc!